Bine v-am găsit la un nou episod de Wildlife Photography. Deja am ajuns în locație, după cum spuneam. Este prima ora a luminii. Sunt pregătit să montez cortul, care este aici. Așa. Și după cum spuneam în travel vlog, acolo o să montăm cortul, numai că o să trească să curățăm pe locuri ce ne încurcă. Încolo o să încercăm să reușim să prindem cadre, să vedem cum o să ne descurcăm. Așa că să nu mai pierdem timp și să începem să montăm cortul, nu? Bun, am curățat zona în mare parte de cine încurca acolo. O să vedem pe parcurs cine mai încurcă. Probabil această crângă. Și să începem să montăm cortul. Bun, avem și cortul gata. Am pus plasa aceea verde peste el, fiindcă el nu e de culoare verde. Avem și plasa de camuflaj și interiorul, unde să începem să ne aducem lucrurile. Le-am pus și câteva semințe în acel loc. Cam acesta este view-ul din cort și acum o să începem să punem trepiedul și să montăm și aparatul. Bun, în momentul ăsta suntem setați și abia acum începe ziua, o să stăm aici, o să așteptăm să vedem dacă vom avea succes sau nu. Dacă nu, aceasta va fi doar prima zi a acestui vlog și vom continua data viitoare, nu? Trebuie să-l terminăm. Față câțiva sticleți. Este foarte greu să capturezi niște imagini în momentul de față. Este foarte mult frunziș.
piedică foarte mult. Dar, cu puțin noroc, reușim să tragem câteva cadre. Avem un pițicu în față care este fix deasupra noastră. Până acum a fost o zi bună, adică n-a fost cea mai bună, dar a fost o zi bună, deci nu o să mai continui cu alte zile în acest wildlife vlog. Și sper că până la sfârșitul zilei voi mai reuși să captez câteva imagini. Am avut parte și de un musafir, dar din păcate nu am reușit să filmez în momentul acela. Era un pui de șopârlă care a urcat așa de aici, pac, a venit pe aici și după aia s-a dus încolo. Dar îmi pare rău, am văzut doar umbra lui. Dar nu am reușit să și filmez câte ceva. Încă sper că voi reuși la câteva cadre cu niște gaițe. Și din ce am auzit astăzi de dimineață au fost și câțiva fazani prin zonă, dar nu știu dacă o să ajungă până aici, să vedem. Ei, și este ora 1. Am mai stat cam încă 2 ore, aproximativ 2 ore în locația asta, cu fața către acest crâng. Dar nu prea am avut succes, cam deloc. A fost mult mai bine astăzi când am stat aici cu fața între acolo. Așa că probabil vom mai folosi locul ăsta. Din câte ați văzut pe cameră, a apărut și Uli deasupra noastră și ne cam împiedică să mai continuăm de aici încolo, fiindcă o să fie în căutare aproximativ vreo 2-3 ore. Așa că o să-i pun și eu capăt acestei zile. Au fost 6 ore frumoase în care am stat și am ascultat păsările. Cei drept au fost foarte, foarte multe subiecte, dar nu am reușit să captez atât de multe pe câte am văzut. Mai ales că aici a fost o grămadă, dar frunzișul mi-a făcut viața mai grea în această dimineață. Eu o să mă întorc acum, o să mă apuc de strâns tot ce am pe aici, cortul, plasa de camuflaj și ce se mai poate vedea. Și o să o întind ușor spre casă. Acesta a fost și vlogul de astăzi, un classic wildlife photography vlog, dintr-o nouă metodă de a fotografia, adică metoda blind, din spatele unui perete. În trecut am mai încercat ceva de genul, dar nu a fost chiar la acest nivel, așa că voi continua cu acest lucru și aș dori și aș fi foarte fericit în secțiunea de comentarii să-mi spuneți ce părere aveți despre genul acesta de conținut. Mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să mă susțineți așa cum știți mai bine, e cel mai important pentru mine. Și ce pot să vă zic, să aveți în
continuare o zi minunată. Eu am fost Adrian Pădurearu și noi ne vedem data viitoare. Salut!